Ne-am dorit foarte mult un copil. Din 2017 am făcut demersurile pentru a face un copil prin analize, investigații și toate în Iași nu au dat niciun rezultat. Adică ni s-au spus că nu putem să facem copil, nici eu, nici soțul meu, nu suntem apți să facem copil, trebuie să facem alte demersuri. Am zis, eu și soțul meu n-am mai stat. Cum am ieșit de acolo, am sunat, am trimis și e-mail. Dumnealui nu mi-a răspuns, dar ulterior am interacționat cu dumnealui și în maxim o lună de zile ne-am dus la Chișinău. A fost greu, dar a meritat. Procesul a durat 3 luni până s-a obținut o sarcină. Pe domnul doctor Gireadă l-am cunoscut prin recomandarea unei colege de la muncă. Mi-a spus că este un domn empatic, răspunde la orice întrebare și am zis de ce nu să aleg o recomandare. Domnul doctor Tiberiu Gireadă, pe 18 octombrie 2019, am avut prima întâlnire, după o întâlnire eșuată cu alt doctor care mi-a monitorizat sarcina în Iași. Dumnealui m-a preluat, i-am povestit de ce vreau să renunț la respectivul doctor înainte să-i spun. Nu sunt genul să... A fost chimie din prima. Știți ce mi-a plăcut la dumnealui? Că este om. Și l-am simțit aproape și eu și soțul meu au fost o chimie, o conexiune. Mi-a plăcut, pur și simplu, mi-a plăcut. Mi-a plăcut, a fost scurt, e scurt, direct, asta îmi place. Nu trebuie amenajat un om, din punctul meu de vedere. Că dacă eu sunt direct, așa îmi place să și respectiv om să lucrezi. Am monitorizat sarcina în Arcadia, toată sarcina am fost monitorizată în Arcadia și la Chișinău în paralel. Dar v-am spus, pe 18 octombrie am preluat cu domnul doctor, am și documente care atestă acest lucru la dumnealui. A fost de acord. Pe 22 noiembrie, la o lună și 4 zile, am născut prima fetiță. Foarte bine, a decurs totul bine. Când am intrat în sala de operație, dumnealui m-a calmat, inclusiv cu toți echipa medicală. Deci, nu sunt cuvinte. Și este un om care te mângă și îți spune ce bine arăți, stai liniștită că totul e bine, sau când a scos copilul și a început să plângi, să șterge lacrimile și pune mâna pe tine, știi ce mult contează? Foarte mult contează. Nașterea, la prima, a fost, nu știu cum să spun, ceva frumos, necunoscut. O cheamă Eva Victoria și urmează să împlinească pe 22 noiembrie anul acesta, 2 anișori. Este bine, sănătoasă, nicio problemă, n-am avut cu ea. Da, chiar nicio problemă. Pe 26 martie 2021 am venit la un control de rutină tot la domnul doctor Gireadă. Zis că urma să fac demersurile pentru a mă reîntoarce la muncă. Au fost 2 ani grei, știți, pandemia a trecut și am zis, trebuie să mă reîntorc la muncă. Surpriză! Am venit la dumnealui și i-am spus că am probleme, mă simt rău. Da, e ceva normal, au zis, după o sarcină, posibil să mai am bufeuri, să-mi fie rău, să nu-mi vină menstruația. Dar surpriză, era încă un copilaș acolo. A fost foarte emoționată. Am început să plâng. Dar l-am avut alături pe domnul doctor. A fost bine, n-am avut probleme în sarcina a doua. Totul a decurs lin. N-am absolut nicio problemă. Pe 9 noiembrie, anul acesta, la ora 11 m-am prezentat, am intrat în sala de operație, a venit dumnealui, calm, știi ce ai de făcut, știam, aveam experiență. N-au mai fost atacuri de panică ca la prima, n-au mai fost... nu știu cum să vă spun, necunoscut. Am avut curaj să întorc capul în partea stângă, am văzut o parte din operație. Cea mai frumoasă experiență a fost când un doctor, pentru prima dată, cu toate că am zis că nu mi se va întâmpla vreodată, a fost copilul, a doua fetiță, cu cordon, cu tot și mi-a arătat-o. A fost foarte emoționat.
Și a decurs tot foarte bine. N-am avut absolut nicio problemă. A doua fetiță o cheamă Emma Ștefania. Perfect sănătoasă. Nicio problemă. Am ales maternitatea Arcadia pentru siguranța mea și a copilului. Într-un final, pentru mine și pentru copilul meu, vreau siguranță. Aici am găsit mai multe. Sprijin, consiliere, ori de câte ori aveam nevoie, au stat la dispoziția noastră, cu multe sfaturi. Știți ce mult contează când vine, când îți este... Nu greu, că nu trebuie să te plângi, că ai născut imediat, nu trebuie să te plângi. Când cineva zâmbește sau spune o vorbă bună, ce bine arăți, sau pune mâna pe tine, sau faptul că zâmbește în primul rând, contează foarte mult. Vreau să-i mulțumesc foarte mult că m-a preluat de la prima sarcină. Nu cred că un doctor ar putea să preie o gravidută de la 8 luni. Experiența nașterii în Arcadia a fost unică.